Handbal Municipal Buzău se va deplasa în acest weekend în Moldova. Gruparea feminină va evolua împotriva formației HCF Piatra Neamț, ocupanta locului 8 în Divizia A. Buzoencele vor victoria la Piatra Neamț pentru a nu întrerupe seria de 5 succese obținute de la începutul anului. Partida va avea loc duminică de la ora 12. Din păcate, și așa cu un lot subțire din punct de vedere numeric, formația din Buzău a rămas zilele trecute fără una dintre jucătoarele de bază, Laura Zafir. Extrema stângă a anunțat că renunță la activitatea competițională pentru a se dedica viitoarei cariere cea de mămică. Chiar dacă și-ar mai fi dorit să evolueze o perioadă pentru echipa buzoiană, handbalista nu a primit acceptul medicilor, astfel că a decis să renunțe. Tot în acest weekend va debuta în returul diviziei A și formația masculină. Handbal Club Buzău va evolua în deplasare împotriva formației Danubius Galați. Echipa din Buzău ar fi trebuit să debuteze în acest an duminica trecută, însă formația LPS Piatra Neamț s-a retras din campionat și nu a mai făcut deplasarea. Partida de Danubius Galați Handball Club Buzău este programată sâmbătă de la ora 11.